Ploile devastatoare din ultimele zile au provocat pagube și în unele instituții de învățământ. Într-o grădiniță din sectorul Buiucani al capitalei, apa a inundat subsolul unde erau depozitate fructe, legume și alte produse alimentare. De câteva zile, angajații tot scot apa cu gălețile. Duminică au intervenit pompierii atunci când se acumulase cel mai mare volum de apă, dar lucrul nu s-a încheiat nici astăzi. Am încercat să discutăm cu directoarea grădiniței, dar aceasta a refuzat să ne ofere un comentariu. Până mai ieri, în acest subsol, apa era până la brâu. Pluteau obiecte de mobilă, produse alimentare, băuturi. Locul este și acum inundat, iar pentru a avea acces, angajații instituției au improvizat aceste trepte. Șeful de gospodărie al grădiniței numărul 54, Victor Treboi, ne-a spus că napasta s-a întâmplat sâmbătă, când apa a pătruns în subsol. Noi ne-am alertat, am venit, am văzut la fața loc care e problema, am încercat să eliminăm din apă, dar apa era puternică. Am chemat serviciile pompieri 112 și au venit la fața locului. S-au uitat și n-au intervenit deodată, au spus că nivelul e mic, nu pot lucra. Pe urmă au venit duminică, fiindcă nivelul s-a ridicat și am fost nevoiți să mai intervenim odată. Specialiștii au lucrat mai bine de 5 ore pentru că nivelul apei a ajuns la peste un metru. Inundația a afectat depozitul de fructe și legume, dar și depozitul alimentar. Daunele sunt enorme, afirmă bărbatul. Frigiderele erau deasupra, notau. Erau, eu când am văzut, le-au scos și din priză, nu mai era. În priză, mașină de spălat, cărligate, în partea cealaltă, toată hârtia igienică, plute, scaunele, mese, tot ce e acolo. Am strâns apă ieri la 10 cm și am reușit să intrăm și să lucrăm mai departe. Toate produsele alimentare care erau pe rafturile inferioare au fost afectate de apă și nu mai pot fi consumate. Socul este umed. Nu știu dacă e posibil încă de folosit, fiindcă ea a fost, iată, la nivelul apei. Uitați-vă, stau de acum s-au împietrit. Aici tot se pare că ele sunt, să spunem, închise, ambalaj, dar apa a pătruns. Aici avem sodă alimentară și făină. Îți punem un pachet care, într-adevăr, se vede că e distrus cu totul. În urma inundației, grădinița a primit produse noi pentru a asigura hrana copiilor pe parcursul următoarelor zile. Instituția activează astăzi. Au fost livrate produsele alimentare ieri pe parcursul zilei, în a doua parte a zilei, iar utilajul care a fost deteriorat a fost înlocuit cu altul nou și plasat în alte încăpere a instituției. Produsele care au fost deteriorate în apelor urmează să fie decontate. Din cauza pagubelor provocate de ploile puternice, grădinița și-a asistat activitatea luni, 16 septembrie. În total, în sectorul Buiucani au fost afectate 16 grădinițe, a precizat luni pretorul de sector Vasile Moroi.